Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare din Tarotul Dragostei cu tematica Ce face? Se mai gândește la tine? Și vom vedea astăzi ce au de spus cărțile. Etalarea este valabilă pentru astăzi, 28 martie. Sau în orice moment în care vă veți îndrepta atenția spre acest videoclip. Prima carte care vine să se manifeste în această etalare, dragilor, este Îndrăgostiții. Îndrăgostiții, iată că o arată pe această persoană a voastră, dragilor, persoana la care voi vă gândiți, foarte îndrăgostită de voi, este foarte cuprinsă în această poveste de dragoste, se află foarte prinsă în mrejele voastre. Este clar că această poveste de dragoste între dumneavoastră și persoana voastră va avea loc, își va urma cursul firesc pe care, iată, destinul îl cheamă să se manifeste în realitatea voastră. Această carte a îndrăgostiților îndeamnă cuplul vostru la iubire, îl îndeamnă la toate acele lucruri frumoase care se fac în doi, lucruri de care nu veți fi nici voi privați în această perioadă, în această zi minunată de 28 martie. A doua carte care vine în etalare, iată, este Valetul de Spade. Acest valet de spade, iată, parcă vrea să alunge norii negri din preajma relației voastre. Este ca și cum persoana voastră, chiar dacă mai are în prezent niște gânduri negative în ceea ce vă privește sau nu tocmai potrivite în legătură cu această relație, iată că valetul de spade vine și face tot posibilul să îi le alunge. Aici, în această carte, vedem și un stol de păsări care zboară deasupra valetului de spade, ceea ce înseamnă un nou succes care va fi obținut în acest domeniu al iubirii, dragilor. Este clar că un mare succes vă așteaptă și pe voi în acest sector. Da, mai departe, optul de cupe. Iată că persoana voastră vrea să plece într-o expediție, în expediția căutării voastre. Vrea să vă regăsească, vrea să ieșiți în întâmpinare, pur și simplu să vă îndreptați spre această nouă poveste de iubire. La asta se gândește persoana voastră și este posibil să nu prea poată să vă spună în aceste momente. Probabil că pentru mulți dintre voi și este o perioadă în care comunicarea nu prea are loc. Dar să nu vă întrebați de ce, pentru că această persoană pur și simplu este blocată, este țintuită de anumite probleme pe care le are și pe care trebuie să le rezolve și de aceea nu vă comunică. Dar asta nu înseamnă să știți că nu se gândește la voi, că nu vrea să vă vină în întâmpinare. Lucru pe care îl va și face. Este foarte dor de voi, se gândește non-stop aproape la voi. Asul de monede, iată, îți arată această oportunitate, dragule sau dragă, oportunitate în iubire care vine la pachet cu multă stabilitate, stabilitate și emoțională, dar și în plan financiar.
Este foarte posibil ca această persoană care vine către tine să fie foarte potentă financiar, iată, și să vrea să împartă toată această abundență cu tine. Este clar că este ca și cum ar spune, gata, ți-a ajuns cât ai suferit până acum, de acum înainte este rândul meu să vin lângă tine să te ocrotesc. Cât de împăciuitor și cât de binevenit este acest gând, ce ziceți? Iată că apare aici în etalare și un 4 de spade, care te poziționează pe tine într-o relație de vindecare pe care vrei să o porți vis-a-vis de sentimente mai vechi pe care le-ai nutrit în legătură cu această persoană a ta, în legătură cu această relație. Este foarte vădit în această carte că până nu de mult sentimentele tale erau foarte amestecate în legătură cu această persoană, probabil din cauza lipsei de comunicare a acesteia față de voi sau probabil din cauza unor remușcări care au venit în urma unor comunicări pe care le-ați avut până nu de mult. Este foarte posibil ca atunci când ați comunicat să vă fi spus lucruri puțin mai ne la locul lor, lucruri oarecum greoaie, care v-au picat greu și iată că în această perioadă vă aflați încă într-o perioadă de vindecare, de meditație după acele lucruri spuse, care nu prea și-au avut rostul. Și nu în ultimul rând, iată acest 7 de bâte care te poziționează într-o ipostază de mișcare dificilă, anevoioasă pe care o faci spre această relație, dar sigură. Trebuie să fii atent la un anumit dezechilibru care se vede și din această carte. Acest bărbat este încălțat cu două încălțări diferite, ceea ce arată un dezechilibru din partea sa. Prin urmare, dacă te identifici cu această carte, atenție la armonia pe care ar trebui să o simți în lăuntrul tău înainte de a porni în această relație. Întreabă-te înainte de a merge înainte dacă îți mai dorești această relație, dacă este ceea ce tu vrei de la viață pentru perioada imediat următoare și așa mai departe. Să clarificăm puțin cărțile. Cartea Îndrăgostiții, iată, vine să se manifeste la pachet cu acest rege de cupe. Se pare că acest rege de cupe vine să-ți întindă mâna, dragule sau dragă, indiferent de sexul vostru. Regele de cupe poate fi și femeie, nu trebuie să fie neapărat bărbat. Aici este vorba de energii în aceste cărți. Acesta vine și îți întinde o ofertă în dragoste. Este clar că este o ofertă pe care nu o vei putea refuza, întrucât ai așteptat-o de foarte multă vreme. Valetul de spade, iată, vine împreună cu regina de spade. Se pare că acest rege de cupe trece și el printr-o serie de hotărâri pe care trebuie să le ia în momentul de față. El este silit să decidă lucrurile, mai ales din acest loc al rațiunii, al logicii. Nu prea vrea să se lase pradă sentimentelor și bine face, pentru că, iată, această relație de dragoste dintre voi doi va fi luată. Va fi hotărâtă dintr-un loc rațional. Optul de cupe, iată că anunță
Această venire către voi anunță sfârșitul unei perioade care a însemnat foarte multă suferință și pentru voi, iată cum anunța și patru de spade, suferință, bătăi de cap, durere, dar și pentru ființa voastră care vrea să se apropie de voi. Dar iată că la orizont este o etapă nouă a vieții voastre care vă așteaptă cu multă lumină, și cu mult optimism. Așa cum vine și această oportunitate pe care o arată asul de monede, dragule sau dragă, este o oportunitate pe care o anunță și doiul de bâte. Se pare că mai mult ca oricând vrei să alegi această oportunitate în viața ta și nimic nu-ți va sta în cale. Patru de spade. Da, se pare că ți-a fost destul suferința pe care ai îndurat-o până acum din cauza acestei relații. Iată că roata norocului, roata destinului vine să se manifeste și în favoarea ta, în favoarea voastră în sfârșit. Și da, veți fi împreună, veți forma acel cuplu pe care erați sortiți să-l formați. Și acest șapte de bâte, iată, este împreunat cu un trei de cupe, care vine, iată, și te arată, dragule sau dragă, celebrând un eveniment sau o victorie. Este foarte posibil să celebrați după toate aceste piedici care v-au fost puse în calea voastră înainte de a ajunge împreună. Iată că este cazul acum să celebrați această victorie a împreunării, această victorie a unirii voastre într-un destin extraordinar de frumos. Cam asta a fost etalarea pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!